Bună ziua, dragi cetățeni! Țăpoi Eusebi Lucian, candidat la primăria municipiului Fălticeni, din partea Alianței ADU. Vin aici să vă prezint, suntem în Soldănești, să vă prezint o lucrare din nou prost făcută. Cu asta mă ocup eu nopțile, că nu am somn și mă gândesc la cât de mare corupția și cât de mare este caracața aceasta. Mă plimb pe străzile din municipiu. Nu mă împinge nimeni de la spate, nu am timp să mă opresc, să mă dau jos din mașină, să văd tot ce se întâmplă. Vreau să vă prezint aici în Șoldănești, pentru a doua oară, o altă arteră în care s-au făcut niște lucrări publice pe bani grei, turnări de asfalt, canalizare, iar după cum vedeți, acum 8 luni de zile, 9 luni de zile s-a efectuat această lucrare. Iar totul se surpă, totul se macină, asfaltul se topește la propriu, sunt porțiuni de drum în care asfaltul pur și simplu se descompune și se topește. Vă invit să vă arăt această lucrare. Cetățenii acestui oraș, am stat de vorbă cu ei, acestei străzi, iar dumnealor mi-au spus că sunt grave probleme structurale, cât și panta ce a fost dată pentru scurgerea apelor este îndreptată către curțile lor, iar toată apa vine spre curțile dumnealor, după cum puteți vedea și aici. Suprafața drumului a fost decopertată și pus balastru, iar tehnica cred că nu a fost una bună de tasare. Haideți să mergem un pic mai la deal să vă arăt exact despre ce este vorba. Problemele grave de construcția acestui drum. Mai mult de atât, suprafața drumului care este domeniul public, domnii de la firma care a efectuat aceste lucrări, firma de casă a domnului primar, a perceput bani. Deci pe banii publici am asfaltat o porțiune de drum, iar pe domeniul public, de exemplu, această suprafață de aici, cine a plătit bani fără niciun bon fiscal, fără nicio factură, a avut parte de asfalt, cred că din același asfalt, iar cine nu a vrut să plătească, nu s-a mai efectuat aceste lucrări. Deci, domnii pe banii noștri au încasat de două ori, odată legal și odată ilegal bani de la cetățeni. Haideți să vedeți cu adevărat gravitatea lucrărilor. În afară că consider că este o problemă de tasare, eu consider că este o problemă mult mai gravă, ci este problema canalizărilor, țevilor. Cred că nu sunt cuplate corespunzător, ceva se întâmplă, iar de fiecare dată la o perioadă de o lună, două, cineva aduce balastru și pune din cauza că tot se scufundă balastru de bea pus. Deci cred că este o lipsă de conexiune între țevi, iar pământul, din cauza ploilor, se infiltrează, se scurge în canalizare și se duce la epurare, iar balastrul tot se lasă. A fost pus acum 2-3 săptămâni în urmă balastru, pentru a treia oară, iar din nou, după cum se vede, este o diferență de nivel de 15-20 de centimetri. Dacă vă uitați, inclusiv, de asta spun că e o problemă de terasament, de desubt, asfaltul stă în aer. Lucrări pe bani publici, repet, pe banii noștri. De aceea, Fălticeniu se dezvoltă foarte bine, dar, la fel cum v-am mai spus și public pe partea mea de Facebook, pe banii cui, cu ce costuri, iar întreținerea, mentenanța acestor drumuri, va fi un dezastru pentru bugetul local, adică de fiecare dată vor trebui reparate, re-reparate și intrăm într-un cerc vicios ca toate lucrările care s-au efectuat la acest oraș și nu mai ieșim niciodată. Asta înseamnă administrație publică performantă, Fălticeniul se dezvoltă și asta înseamnă PSD. Uitați și aici asfaltul, cum se topește. Nu vreau să-l ating, să-l distrug ca să spună că distrug domeniul public, da? Deci pur și simplu se topește și se sfarmă și se duce în pământ.
Iar așa este toată această stradă. Deci, repet, lucrări efectuate în mai puțin de, acum mai puțin de 8 luni de zile. Chiar uitați cum arată toată strada aceasta. Dumnealor au tăiat pe mijloc, deci este foarte clar. S-a lăsat asfaltul atât de mult, încât dumnealor au tăiat și au început să bage balastru după balastru, zi de o dată la 2-3 luni. Iar uitați cum totul se fisurează, totul se crapă. Asta înseamnă dezvoltare durabilă pentru cei de la PSD. Eu vin cu altceva. Vă propun să aveți încredere în mine. Sunt un om care lucrez în acest domeniu. Iar eu iubesc profesioniștii, oamenii de caracter, oamenii care nu-și schimbă poza la profil în fiecare zi cu incompetenți. Și vă aștept la vot, în ziua votului, să-mi dați încredere, să pot schimba cu adevărat fața Fălticenilor și să vă economisesc banii dumneavoastră din taxele și impozitele dumneavoastră. O zi bună!